Fostul șef al DICOT, actual vicepreședinte al CSM, Daniel Horodnicianu, este cercetat disciplinar după scandalul cu polițiștii care l-au oprit în trafic. Inspecția Judiciară a dispus anchetarea disciplinară a fostului șef antimafia, iar concluziile vor ajunge pe masa colegilor lui Horodnicianu la Consiliul Superior al Magistraturii. Lăsați-vă termin. Cine sunteți? Sunt procuror șef Horodnicianu la crimă organizată. Nu mă cunoașteți? Documente. Nu mă cunoașteți. Dar de ce nu mă cunoașteți? Ne-ați depășit. Așa și? Am să vorbesc cu șeful IPJ-ului. Nu văd cum aș putea să aveți cu pe ăsta cu un procuror care a condus structura de crimă organizată a țării. Are importanță. Ba, are foarte mare importanță. Să fiți și președinte. Hai de mine. Eu sunt în măsură să fac orice. Se complică situația procurorului Daniel Horodnicianu, vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii, după scandalul cu polițiștii ieșeni. Încă din primele secunde ale filmării se observă că este nervos și întreabă de ce este urmărit. Imaginile au fost analizate și de inspecția judiciară. După analiza făcută, iată, inspecția judiciară a decis cercetarea disciplinară față de Daniel Horodnicianu. Mai exact, aceștia vor analiza și vor stabili dacă fostul șef antimafia a săvârșit o abatere disciplinară în momentul conflictului pe care l-a avut cu polițiștii care l-au oprit în trafic. În cazul în care se va constata că acesta este vinovat de o abatere disciplinară, atunci întreg raportul va ajunge pe masa colegilor lui de la Consiliul Superior al Magistraturii. Pentru că ne-ați depășit, așa, în primul rând. Am voie să mă depășesc, sau ce? Este limită de 50. Așa. Noi circulăm deja cu 70 la oră. Lăsați-vă termin. Cine sunteți? Sunt procuror șef Horodnicianu la crimă organizată. Fostul șef al DICOT a fost oprit în luna mai într-un sat din provincie după ce a depășit autospeciala fără să semnalizeze. Odată intrat în dialog cu ofițerii de poliție, acesta a încercat să-i sfideze și să-i intimideze. Și avem și dezvăluiri despre tunul dat de Daniel Horodnicianu pe vremea când era șef antimafia și trebuia să-l cunoscă toată lumea. Acesta a cumpărat un sediu nou pentru instituție la un preț de 3 ori mai mare decât suma pe care trebuia să o cheltuiască inițial, arată o anchetă Rise Project. De asemenea, Curtea de Conturi arăta că procedura de achiziție nu a respectat normele și că prețul plătit este cu 5 milioane de euro mai mare decât prețul la care a fost evaluată clădirea. Eu sunt în măsură să fac orice. După acest moto, pare că s-a ghidat Daniel Horodnicianu încă de pe vremea când era șef la DICOT. Astfel, instituția pe care o conducea a decis să renunțe la plata unei chirii de peste 56.000 de euro pe lună și să-și achiziționeze propria clădire, care să fie destul de încăpătoare pentru noii procurori pe care intenționa să-i angajeze. Așa că a trimis o notă de fundamentare în care arată că DICOT are nevoie de un spațiu de 3.500-3.800 de metri pătrați, scrie Rise Project. Ministrul Justiției de la acea vreme, Augustin Lazăr, le-a aprobat achiziționarea unei clădiri cu două etaje, în valoare de 6,2 milioane de euro. Apoi, procurorul șef de la acea vreme, Daniel Horodnicianu, a primit o propunere de la firma Art Diamond Real Estate SRL să achiziționeze de la aceasta o clădire de 12 etaje, 10.000 de metri pătrați, care costa 18,5 milioane de euro plus TVA. Horodnicianu a făcut apoi o nouă notă de fundamentare, pentru ca această clădire să se poată încadra în criteriile stabilite pentru noul sediu DICOT. Ancheta Rise Project arată că Horodnicianu și ceilalți trei procurori din conducerea instituției care au fost implicați în achiziționare au decis în doar 3 ore că respectiva clădire este ceea ce căutau. La două zile de la aprobarea ultimei note de fundamentare de către Procurorul General al României, conducerea DICOT a fost gata pentru achiziție. Pe data de 13 decembrie 2017 se înființează la foc automat două comisii, una pentru întocmirea procedurii interne de achiziție și alta pentru evaluare și negociere. Atunci, membrii comisiei de evaluare au deschis singura ofertă primită, cea din partea companiei Art Diamond, și au propus vizionarea imobilului pentru a stabili dacă îndeplinește toate cerințele tehnice. În aceea zi, Daniel Horodnicianu și oamenii din subordinea sa au mers să vadă clădirea de pe strada Sfânta Vineri și tot în aceea zi au evaluat oferta cu 99 de puncte din 100. Astfel, compania Art Diamond SRL a fost declarată câștigătoare. Însă afacerea nu s-a încheiat, pentru că imediat reprezentanții DICOT i-au chemat la negocieri pe asociații firmei cu care au stabilit prețul și clauzele, iar în cele din urmă tranzacția a fost încheiată cu peste 17 milioane de euro. Întrebat cum explică faptul că inițial achiziția pentru noul sediu al DICOT a fost aprobată cu un preț de 6,2 milioane de euro, iar la final a fost achiziționată la o valoare de 17 milioane de euro, Daniel Horodnicianu a răspuns:
Noi, la momentul ăla, plăteam niște bani pe o clădire mult mai mică, în care lumea stătea înghesuită. Sunt niște normative la dosarul clădirii. Eu cred că asta e o realizare foarte bună. E singura clădire luată în 33 de ani. Dacă s-ar vinde acum, probabil că e cel puțin dublu. Dacă tot e vorba de banul public și de interesul public. Deci ar trebui probabil vândută și banii să se dea înapoi și cu asta basta, cel mai simplu. Și ar fi toată lumea mulțumită, inclusiv dumneavoastră. Rise Project mai dezvăluie că un raport al Curții de Conturi a arătat mai multe probleme la această achiziție. Prețul final era cu mult mai mare decât valoarea de piață a clădirii. Conform raportului de evaluare realizat în decembrie 2017, la momentul achiziției, imobilul era estimat la aproape 12 milioane de euro, adică cu 5 milioane mai puțin. Inspectorii au mai descoperit că nu există nicio dovadă de negociere a prețului, iar DIICOT a acceptat din start reducerea pe care a propus-o firma, de la 18.500.000 de euro la 17 milioane de euro, plus TVA. Apoi, oferta firmei a fost acceptată cu o săptămână înainte de îndeplinirea termenului până la care puteau fi primite oferte. Contactat de Rise Project, Daniel Horodniceanu a spus că eu sincer nu văd nicio fraudă, iar dumneavoastră mă întrebați pe mine de parcă eu aș fi un artizan acolo. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a realizat în luna septembrie 2019 un raport de audit intern la DIICOT, în care se confirmă că achiziția noului sediu a fost făcută ilegal. În raportul de audit cu numărul 343 din 19.09.2019, reprezentanții parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au subliniat că există la DIICOT o serie de nereguli privind achizițiile, care nu au fost făcute potrivit legii, fapte comise de conducerea instituției în perioada în care la conducere era Daniel Constantin Horodniceanu. Deci câteva constatări personale. În primul rând, băieții ăștia dau datura cu milioanele, zici că le fac peste noapte și că sunt ale lor. Doi la mână, mentalitatea domnului Horodniceanu e de imobiliar din clanul Corduneanu, aia care sunt liberi de când e el șef la DIICOT, la ea și acolo. Frate, zice, o vindem, scoatem dublu bani, băgăm banii la buget și toată lumea fericită. Și cu trei la mână vin cu întrebarea la domnul Savu. Domnul Savu, dacă domnul Horodniceanu era de la PSD, de cât timp era la Ocna? Nu mă întreba, ne-a luat înainte să-l găsească pe stradă. Că acolo e vina poliției, să știi foarte clar. Cum și-au permis să nu-l recunoască, domne? Păi poți să nu-l recunoști dacă aveau de-aia de recunoaștere facială, îl confunda cu Pavarotti. Dar sau dacă aveau de-aia de recunoaștere facială, putea să nu cheltuiască 5 milioane în plus față de cât făcea clădirea. Dar s-a deschis dosar penal că e audit făcut de ăștia interne. Dar parchetul general s-a autosesizat în urma auditului? Asta e întrebarea. Bă, uite, avem aici un procuror, că de-aia îl respect pe domnul Andor, a fost procuror. Mai am cunoscut și eu procuror. Domnule, eu nu-i văd în poziția asta niciodată. Ce a făcut ăla cu poliția? Ați avut vreodată vreo asemenea incident, domnul Andor? Cum a avut Horodniceanu? Că cu alea cu imobiliare nu cred că v-ați fi gândit vreodată. Incident cu poliția sau da, cu poliția, în primul rând, așa, dacă v-a zis, băi, nu mă recunoașteți pe mine, eu... Facial. Facial, da. Eu dacă am avut, da. Eu certam, îmi aduc aminte foarte bine, îmi certam și vă spun sincer și în mod repetat, certam portarii care nu mă legitimau, care se scuzau că m-au legitimat. Mă duceam într-o instituție cu treabă și îmi scoteam, mă întreba sau nu mă întreba, eu intram cu legitimație, eu prezentam înainte. A, scuza să treci. De ce, domnule, mă scuz? E chestie nu de corectitudine, cât de bun simți, de simți măsurii, dar nu te crede buricul pământului, care până la urmă ești un nefericit. Acest Pavarotti, cum foarte Pavarotti, inspirat da, i-a spus, așa, aduce tipul de pară și da, nu l-a recunoscut poliția, l-a confundat. Da. Da. Placidul Domingo l-a confundat. E total lipsit de simțul măsurii și de bun simț. Da, iertați-mă, e lipsit de simțul măsurii în toate domeniile. În toate. Uitați-vă întrebările la aia. Abuzivă. Răspunsurile la aia. Răspunsurile. Și răspunsul. Deci omul în primul rând e la semnat și le spune la ăștia, vorbiți cu mine ca și cum eu aș fi artizan. Nu, băi, ești responsabil că ai semnat și că erai ordonator de credit. Dar ai avut criterii. La prima achiziție ai avut criterii și după aia ai făcut alte criterii. Pe dacă criteriile... Domnul Harnaz, asta cred că e prima din istorie în care o instituție publică ia decizia pe loc cu privire la o achiziție și de niște milioane și mai mult decât atât, cu o săptămână înainte de termenul de depunerea ofertelor. Să nu mai apuce și alții. Ziceați de simțul răspunderii. Sigur, poate să fie unul care să, nu știu, să devieze, să, nu știu, să îi se întâmple ceva, să nu mai aibă simțul răspunderii. Așa. Dar îi lanți de lângă el. Păi,
ăia sunt ca s-au îmbolnăvit subit, s-au virusat de după domnul Horodnicianu. Păi era o grămadă ca să semneze, să iei o clădire. Hai. Trebuie vreo 20-30 de semnături. Cea mai tare... Adică nu e așa că a semnat și a zis, da. Hai, dați-mi clădirea. Da. Cea mai tare mi se pare chestia asta, atitudinea unui care zice așa, când am luat, ia să o vând acum, domnul, da. Că iau ăștia de două ori mai... Și dăm... Tu cine ești, mă? Ce ești tu? Tu ești pus acolo să faci ce? Să ne spui că ai făcut un profit, adică ai făcut o chestie bună pentru stat. El a fost șeful procuraturii antimafia, da? Și ne spui o altă față că, păi totul e, în primul rând, viteza este uluitoare. Viteza în care se petreceau lucrurile, da? Cum de la 5 milioane s-a sărit la 17? Cum s-a rezolvat? Sunt proceduri de achiziție care durează, la un moment dat, an de zile. Și care sunt contestate în instanță. Că a dat mai scump decât cereau ăia. Da, da. Unde a fi făcut publicitate că vrea să cumpere așa ceva? Da? Că eu sunt convins că erau în Bucureștiul ăsta. Hai, dă-mi la ce să construiești. Diferența de bani care au luat-o ăia, care au vândut, exact. Ce s-a întâmplat. Și mai e încă ceva, dumneavoastră, este valabil. E o frenezie de a cumpăra imobile de către stat în condițiile în care statul deține în momentul de față nenumărate imobile pe care nu le renovează. Începând în Casa Presei. Unde era ministerul ăla al industriilor, au terminat oare renovarea? Că țin meșurile pe clădirea aia, cred că sunt să fac în curând. Poliția Capitalei. Mai mult, da? În toată chestia. 20 de ani, cred. Da? Adică, 2008. Oameni buni, hai să ne uităm. E o nebunie întreagă. Și te aruncă cu banii așa la greu. Da. Nu, da, acolo era un interes, Robert, te faci că nu pricepi. Adică, ăla era un interes. Dă banul mai scump. Dar e foarte extraordinar cum a răspuns. Eu nu vreau să încheiem cu acest nesimțit. Că e nesimțit, Horodnicianu. O spun pe nume și... Adică lipsit de simțire, da. Totat. Nu, dar... Așa, cântă bine. Mă cutremur la gândul cum dădea ăsta sfatul procurorilor în limite legii, cum își efectua eventual propriile anchete, cum coordona DICOT-ul și acum, dacă nu mă înșel, e șef de unitate în parchet. Gândiți-vă că această structură megalomanică, abuzivă, discreționară, se manifestă și în lucrul de zi cu zi. Și unde? Într-un domeniu în care consecințele sunt imediate și foarte grave asupra oamenilor. Sau asupra adevărului. Da, eu doar atât pot să vă spun, nu știu, nu-i cunosc calitățile profesionale, dar... Pe ce că nu-i contează calitățile profesionale? În perioada când domnia s-a asigurat cele morale. DICOT Iași, frații Cordună nu au făcut nicio zi de ochnă. Și, după părerea mea, spune foarte multe treaba asta, breaking news.